fundașii noștri centrali, este Ioniță și Balan, sunt și ei acolo, centrarea lui Ursu către Ioniță și este 1-0. Foarte bine l-a găsit mingea lui Ursu pe Alex Ioniță, care, iată, marchează din nou. Jucătorilor săi, după care a schimbat un pic strategia și a început să le dea titularilor câte 60 de minute. Canda se întoarce și este 1-1. Prea larg marcajul apărătorilor noștri. Întârzie pasa. Trimite bine în centru la Hlistei, care driblează și urcă. Încercat o pasă către Sefer, recuperează Emma Ernest. Sefer, put, 2-1. Bună combinația dintre Ernest Emanuel și Antonio Sefer. Bună preluarea atacantului venit de la Sporting Roșior și la fel de bună și pasa către Antonio Sefer. Ola Grigore cere lui Lazar să joace mai repede, serviciu greșit al lui Lazar și un atac al celor de la Dunărea. Mingea intră în poartă, din păcate. Ciucur marchează pentru 2-2 în minutul 76. Foarte nervos Nicolae Grigore pe marginea terenului i-a cerut. Ultima dată când am jucat cu cei de la Dunărea într-un meci oficial, scorul s-a terminat 0-0, un egal care iată se consemnează și astăzi. 2-2 aici pe stadionul Ion Comșa, au marcat pentru noi Alexandru Niță și Antonio Sefer.